Mi-a zis că l-am înjurat la nu știu ce copii și eu i-am spus, vreau să-mi arăți mie pe aia la școală la care te-am înjurat. Și după aia, nu știu, a dat, nu mai țin minte și m-am trezit că m-a ridicat un om după niște scări și că era plin de sânge. După aia m-am dus mai încolo în fața școlii și m-au luat niște femei și m-au dus la spital. Pe mine mă plăcea și a zis salut iubită și el era invidios. Și zicea că eu îl înjur la alți copii, că nu știu ce, numai ca să aibă motiv să mă bată pe mine. Și cu ce te-a luat? Păi eu n-am văzut că nu mai țin minte nimic, dar a fost un băiat cu el și a zis, băiatul ăla le-a zis la ăștia din școală că avea cheia pe mână. Da, sta să ia. De unde ați aflat dumneavoastră ce s-a întâmplat? De la cele două fete care l-au adus. M-au sunat, veniți repede cu băiatul dumneavoastră, are o hemoragie puternică la nas, a fost bătut de un băiat și hemoragia s-a oprit tocmai aici, a pierdut foarte mult sânge. Pot spune și domnii doctori. Ați chemat poliția atunci? A venit poliția aici, care mai de care polițist trăgea de mine, parcă eram nevastă, de o parte și de alta să vorbesc cu dânsii. El a picat inconștient, am înțeles, mi-au zis colegii lui. Nu s-a mai ridicat cu capul după treptele alea unde a picat. Și a fost luat de către un domn și dus spre școală, că sunt și roaie de sânge până în fața școlii. Dus la lumină, că el a fost prins la întuneric, a fost premeditată fapta. Toți copiii din școală spun că a fost așteptat o oră. Ce o să faceți în continuare? O să urmez procedurile legale. Care trebuie, ce ar fi făcut și dânsul în locul meu. O să depuneți plângere la poliție? Da, absolut. Acesta a fost internat pe secția ORL a Spitalului Județean și diagnosticat cu fractură de piramidă nazală, care a necesitat o intervenție chirurgicală. În funcție de evoluția stării de sănătate a pacientului, acesta va fi externat în cursul zilei de azi sau mâine. Fractură piramidă nazală. Afirmativ.
Am fost informată cam la o jumătate de oră după ce s-a întâmplat evenimentul. Copilul a fost dus la spital. Acolo au ajuns și părinții celui agresat și celui care a lovit. Toată seara am ținut legătura cu spitalul, cu doamna dirigintă, cu domnul polițist Bratosin, care răspunde de școala noastră, și ne-am interesat de situația copilului, de starea de sănătate a copilului. Deci, în acest caz, celălalt elev, cel care l-a bătut, o să fie sancționat, în primul rând, cu mustrare scrisă, și conform regulamentului, mustrarea scrisă înseamnă și scăderea notei la purtare. Este prima abatere și a acestui elev, este elev în clasa a 8-a și până acum nu au fost incidente, nu a fost agresiv, nu a fost implicat în niciun conflict. Deci măsurile vor fi luate. De fapt, mustrarea scrisă este deja dată. Am vorbit și cu părinții elevului de la clasa 8-a vineri și au fost înștiințați că fapta este gravă și că urmează să primească și mustrare scrisă și automat scăderea notei la purtare. În momentul în care a fost audiată de polițiștii care au intervenit pentru cercetarea incidentului, mama băiatului a precizat că își rezervă dreptul de a depune plângere penală în termenul prevăzut de lege.